Începând cu trimestrul 2 al anului 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt în calitate de organizator va desfășura acțiunea de informare și conștientizare a elevilor din învățământul liceal și profesional, potențial lucrători, începând cu anul 2020-2021. Această acțiune se referă la noțiunile legislative de securitate și sănătate în muncă și legislația muncii necesare atunci când intră pe piața forței de muncă oricărui viitor lucrător, atât în România cât și în comunitatea europeană. Fiind nou veniți în câmpul muncii, tinerilor le lipsește experiența și adesea maturitatea psihologică. Este posibil ca ei să nu acorde importanța cuvenită riscurilor cu care se confruntă. Există și alți factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari, precum nivelul insuficient de competențe și informare, necunoașterea drepturilor proprii și a obligațiilor angajatorului, insuficienta încredere pentru a semnala eventualele probleme, necunoașterea de către angajatori a potențialelor suplimentare de care au nevoie lucrătorii tineri. Concursul județean Știu și aplic, securitatea și sănătatea în muncă se dobândește de pe băncile școlii, se va organiza de Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și o serie de licee cu profil tehnologic sau real din județ, cu scopul promovării în rândul elevilor a culturii de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru a conștientiza efectele benefice ale comportamentului preventiv în mediul de muncă. Asta e ITM-ul.